Bună ziua tuturor!
Bine ați venit la seminarul online intitulat Yoga Sutra din cadrul Centrului de Studii Vedice ISKCON București. Astăzi, Radha Govinda va continua discuția despre Yoga Sutra, ce reprezintă un compendium al omului spiritual. Discursul va dura aproximativ o oră și la sfârșit avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Observ că avem printre noi prieteni vechi, dar atât cât și vizitatori noi, așa că vă rog să păstrați un limbaj cât mai prietenos pentru începători și vă mai rog să țineți mute pe toată durata conferinței până când ajungem în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Radha Govinda, vă rog. De obicei pentru prietenii noștri noi care filozofia vedică, o să fac o mică introducere la sutrele și conceptele pe care le-am discutat anterior și o să continuăm astăzi cu Sutra 3 și Sutra 4 din Yoga Sutra. O să fac acum un screen share. Cosmine, mie îmi scrie host disabled attendee screen sharing. Oh, o să rezolv o secundă, cumva? O secundă, vă rog. Probabil s-a schimbat ceva la Zoom. Dar nu te aud. Deci nu pot să fac screen share. Încercați acum, vă rog. Da, perfect. Deci, data anterioară, noi am început să discutăm primul verset, adică noi am discutat primul verset din Yoga Sutra, Atha Yoganushasanam. Acum este expusă învățătura yogăi și urmăm tradiția succesiunii disciplice în care se analizează cuvânt cu cuvânt în acest tratat, ca să înțelegem mai profund conceptele care sunt expuse în aceste versete. Și noi am discutat, deci cuvântul Atha înseamnă de acum, în continuare, după ce ai primit o pregătire preliminară, vastă, noi am vorbit că cuvântul Atha mai înseamnă după ce te-ai reîncarnat în foarte multe forme și corpuri de viață, după ce ai studiat toate porțiunile scripturilor vedice, după ce ai obținut calități brahminice, calități în modul bunătății. Yoga înseamnă reunire, a se alătura, procesul de a uni. O să mai vorbim astăzi puțin despre această noțiune care uneori, din punct de vedere a unor stereotipuri, este înțeleasă greșit. Și cel mai important, probabil, cuvânt din acest verset, din primul verset, pe lângă yoga, bineînțeles că este Anushasana, ceea ce înseamnă că înțeleptul Patanjali spune, vom discuta yoga, cu siguranță, dar vom discuta yoga conform instrucțiunilor care sunt transmise prin tradiția orală de la maestru la discipol. Anushasana înseamnă a urma. Tradiția vedică nu este o tradiție speculativă. Tradiția vedică este o tradiție de acceptare a autorităților superioare, autorităților sufletelor iluminate, care au parcurs această cale și care au lăsat experiențele sale în formă scrisă, în formă scripturilor vedice, în forma diferitelor tratate. Aceasta este tradiția și Patanjali, fiind un muni, fiind un rishi, un înțelept în tradiția vedică care face parte din această școală, el spune, n-o să explic Yoga Sutra conform speculațiilor mele, o să explic aceste concepte conform învățăturilor pe care le-am primit singur, conform instrucțiunilor de la maestrii mei spirituali, de la alți înțelepți autentici în tradiția vedică. Și Anushasana, de asemenea, înseamnă disciplină,
yoga nu este o gratificare de simțuri, yoga nu este un sport, yoga nu este o aerobică, yoga nu este o gimnastică, yoga este o disciplină spirituală și, prin urmare, Patanjali spune Anushasana. Deci acum, cei care sunt pregătiți, cei care sunt gata să accepte această disciplină, binevenit în această tradiție. Noi am discutat de asemenea versetul 2 din Yoga Sutra, care este puțin deja mai complicat. Acest verset, într-un sens, poate fi considerat a fi Paribas Sutra din acest tratat. Pentru cei care nu sunt la curent cu această noțiune de Paribas Sutra, fiecare tratat, fiecare scriptură vedică are un singur verset la care poți să vii de fiecare dată când nu înțelegi alte versete sau alte noțiuni care sunt expuse în tratatul respectiv. Bhasha înseamnă explicație, pari înseamnă a merge în jurul la ceva, deci pari, cum este, de exemplu, avem în sanscrită cuvântul parikrama, deci ce înseamnă a merge în jur, a oferi respect și a merge în jurul unui templu, de exemplu, sau în jurul unui maestru spiritual, sau în această metaforă, paribasa înseamnă, deci că tot tratatul, el merge în jurul acestui concept sau acestui singur verset. Și, de exemplu, în Bhagavad Purana noi avem faimosul verset Krishnastu Bhagavan Svayam Indrari Vyakulam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. Aceasta este Paribas Sutra din Bhagavad Purana, care afirmă divinitatea supremă Krishna, care înseamnă toate atrăgător. Bhagavad Gita, de asemenea, are 4 versete care sunt considerate Paribas Sutra, Machitama, Pranagata, Bonanta, Parasparam și așa mai departe. Și fiecare tratat vedic, deci, și are versetul cheie, versetul de bază. Și iată versetul cheie, versetul de bază, Paribasa Sutra, al Yoga Sutrei este acest verset în care înțeleptul Patanjali spune Yogaș, Chita, Vritti, Nirodhana. Yoga este încetarea fluctuațiilor conștiinței individuale. Și într-un sens tot tratatul va explica anume aceste noțiuni. Deci ce este yoga, ce este citta, ce sunt acele vritti, ce sunt nirodhana, deci care sau nirodha, care este procesul de oprire a acestor fluctuații al conștiinței individuale. Și noi am discutat cuvântul yoga, de asemenea, o să-l mai discutăm astăzi puțin, o să ne reamintim că yoga nu înseamnă doar aspectul fizic al acestei practice. Noi am vorbit despre conceptul de citta, care deseori este tradus ca minte, dar citta mai înseamnă inimă, conștiință. Citta, într-un sens, reprezintă instrumentul psihic interior care unește în sine mai multe lucruri, unește inteligența buddhi, ahankara, falsul ego și manas. Manas înseamnă minte și tot aici mai avem și simțurile noastre active. Toate aceste lucruri fac parte din citta, din conștiința materială contaminată al entității vii, care reprezintă o acoperire al conștiinței pure, originare ale lui Purusha, al sufletului individual. Și această conștiință, la fel cum se dă exemplu uneori cu un pahar cu apă, apa reprezintă conștiința pură, citta, dar citta despre care se vorbește aici, în acest verset, reprezintă apa care este amestecată cu noroi sau cu vopsea. Și dacă am comparat, de exemplu, mintea, falsul ego și buddhi, inteligența, cu 3 culori, noi amestecăm 3 culori într-un pahar cu apă și primim o apă foarte murdară. Yoga înseamnă filtrarea apei pure de la aceste 3 amestecături, 3 culori. Și primul lucru care începe să-l dezolve un yogin este ego-ul său. Ego-ul se dizolvă prin conceptul de discipol. Eu accept ghidarea unui guru, unui maestru spiritual, de ce majoritatea mantrelor include în sine cuvântul Namaha. Namaha înseamnă Om Narayanaya Namaha, de exemplu, sau Om Shivaya Namaha, sau Om Guraveya Namaha. Înseamnă că eu accept adăpostul maestrului spiritual și îmi resping Namaha, îmi resping ego-ul meu.
Și treptat, treptat începem dizolvarea minții, dizolvarea inteligenței materiale și în sfârșit se dizolvă toate cita cu toate aceste samskaruri, impresii materiale cu toate karma care este acumulată din viețile anterioare și până la urmă rămâne doar cita curată sau conștiința pură al sufletului. Și noi am discutat despre aceste vriti care reprezintă vârtejuri de gândire sau diferite stări emoționale, despre care o să mai vorbim puțin astăzi, și niroda înseamnă liniștire, deci a liniști, a controla aceste fluctuații ale minții. Noi am menționat data anterioară că yoga provine din sanscrita yuj, ceea ce înseamnă uniune sau pune la jug, anjuga, și un yogin, într-un sens, reprezintă o persoană, deci care a fost capabilă să-și înjuge mintea sălbatică care este comparată sau cu niște tauri care sunt înjugați împreună sau cu niște cai care sunt neastâmpărați, sunt foarte greu de stăpânit, de controlat. Taurii reprezintă un animal care este foarte încăpățânat. Dacă nu știi cum să-l iei cu binișorul, taurul rămâne foarte încăpățânat. De aceea trebuie să ai o atitudine corectă și chiar în unele tratate din tradiția Vaishnava, mintea este tratată ca brataș. Brataș înseamnă frate. E foarte asemănător cu cuvântul brother, care nu avem în engleză. De ce? O frate, te rog, hai să ne concentrăm pe lucrurile care să ne aducă un beneficiu și ție și mie. Deci o încercare de a negocia cu mintea, dar în același timp o încercare de a înjuga mintea ca ea să ne aducă un beneficiu. Și avem un verset foarte frumos din Shvetashvatara Upanishad. Nu este versetul pe care îl vedeți aici, pe această imagine, dar astăzi vreau să mai citez încă un verset foarte frumos despre conceptul de yoga ca uniune, ca pune în juc sau ca înjuga. Și este versetul din Shvetashvatara Upanishad în care se spune: un om înțelept ar trebui să-și controleze mintea precum o căruță ce este trasă de cai înrăvași și să se angajeze în practica yoga. Când o persoană percepe adevărul, el este eliberat de orice robie, pentru că a cunoscut Divinul, care este nenăscut, neschimbat și neatins de toate lucrurile. Noi am mai vorbit data anterioară că timp de mai multe secole India a fost colonizată de francezi, de portughezi, bineînțeles de britanici, și un stereotip s-a creat acum 200 de ani, deci atunci când cineva, membrii a unei familii regale sau a unei familii de aristocrați, de inteligenți, încercau să-și corecteze copiii și să le spună: învățați bine la școală, fiți copii educați, pentru că altminteri veți deveni un yogi, un yogin, ceea ce însemna un lucru negativ. Și aici vedem o familie regală care se uită la o performanță de yoga. Deci, acum 200 de ani, 100 de ani, în Marea Britanie, a fi un yogin era considerat a fi o persoană irresponsabilă, deci o persoană care este absolut excentrică, absolut against mainstream. Este ceva de gen cum am considerat noi, nu știu, pe o persoană care, nu știu, este un punk, de exemplu, da? Deci el este against mainstream. Și iată, cam asta era conceptul despre yoga acum câteva sute de ani. Deci era un stereotip despre ce este yoga, despre cine este un yogin. În timpurile moderne, bineînțeles că lucrurile s-au schimbat, dar în același timp, deci dacă îi întrebăm pe oamenii moderni cine este un yogin, ce este yoga, ei au stereotipuri că, păi, yoga este o gimnastică, yoga este un anumit aproape stil de fitness sau de sport care te ajută să-ți relaxezi mintea, care te ajută să îți formezi un anumit corp, care chiar avem conceptul de yoga body sau body yoga. Și trebuie să înțelegem că în varianta sa exportată către țările de vest, deci în varianta originară, yoga însemna o cale spirituală. În varianta care a fost exportată în țările din vest,
i-a rămas, din păcate, i-a rămas doar ca un concept care este concentrat doar pe aspectul fizic al acestei practici. Și foarte rar cine chiar din instructorii de yoga sunt pasionați de aspectul spiritual al practicii de yoga. Deci, încă un stereotip despre yoga este că a fi un yogin înseamnă a fi o persoană cu un corp sportiv, o persoană sănătoasă, o persoană care și-a rezolvat problemele cu shoulderele, problemele cu spatele, care a slăbit și așa mai departe. Încă un stereotip foarte interesant care este regăsit însuși în scripturile vedice este că yoga înseamnă a fi o persoană retrasă de la lume, o persoană care a acceptat modul sau stilul de viață de sannyas. Și însuși Arjuna considera în Bhagavad Gita ca a fi un yogin, deci înseamnă a fi un tyagi, a fi un sihastru care pleacă în munții Himalaya și practică yoga. Și Krishna i-a lărgit orizontul lui Arjuna în Bhagavad Gita, începând cu capitolul 4. Krishna i-a spus că Arjuna nu, a fi un yogin nu înseamnă a practica doar Ashtanga Yoga în munții Himalaya. Aceasta este una din ramurile de yoga, dar yoga, yuj, yoga înseamnă a fi conectat în conștiința ta cu persoana supremă. Prin urmare, tu, ca o persoană activă, care rămâi în lumea materială, de asemenea poți să rămâi un yogin și să avansezi pe calea de yoga. Și în acest sens, deci noi avem mai multe definiții mai largi despre ce este yoga, pe care le găsim în diferite tratate vedice, cum avem, de exemplu, în Bhagavad Gita, Krishna spune, menționează o definiție despre yoga, deja în capitolul 2, el spune Samatvam yoga uchyate. Yoga înseamnă stăpânirea de sine. Sau yoga karmasu kaushalam, yoga care este arta oricărei activități. Deci înfăptuiește-se activitățile tale prescrise într-un mod dharmic, oferă rezultatele activităților tale persoanei supreme și prin această activitate tu vei fi conectată cu persoana supremă. Încă o definiție de yoga foarte interesantă în Vaisheshika Sutra se spune Dukkha Bhava. Dukkha Bhava înseamnă yoga este lipsa durerii. Și am menționat data anterioară că lipsa durerii, yoga duce la lipsa durerii, înseamnă că yoga duce la purificare de karma, atunci când este practicată din punct de vedere al aspectului său spiritual, nu al aspectului său fizic, de exerciții fizice. Dar Dukkha Bhava înseamnă chiar și atunci când înfăptuiește acele asane, care sunt foarte importante pentru a cultiva modul bunătății al vieții, pentru a stăpâni simțurile, pentru a deveni conștient de corpul tău, pentru a deveni conștient de mintea ta. Nu trebuie să forțezi. Dukkha Bhava înseamnă practică acele practici, acele exerciții, acele posturi fără durere. Nici într-un caz nu trebuie să depui un supraefort. Atma Samskara Yoga Atnyaya Sutra spune că yoga este atingerea realizării sinelui și în sfârșit noi venim la definiția lui Patanjali în acest tratat în care el spune yoga citta vritti nirodha. Deci yoga este încetarea fluctuațiilor conștiinței individuale citta. Și noi am studiat de asemenea versetul 2, deci cum am menționat, sunt mai multe concepte care sunt menționate în versetul 2. Am vorbit despre citta, ce reprezintă citta. Deci ea reprezintă o combinație dintre inteligență, manas, citta în sine, care conține un stoc de karma, de samskaruri, de impresii din viețile anterioare care s-au acumulat din toate viețile, din toate reîncarnările pe care le-am avut în corpuri umane, în corpuri de animale, în corpuri de entități supraumane, în corpuri de semizei, de spirite și așa mai departe. Și ahankara, ahankara înseamnă falsul ego. Și noi am vorbit despre acele vriti, deci despre diferite stări emoționale care sunt cumva descrise de Vyasa, primul comentator al tratatului Yoga Sutra. Și el descrie că aceste vriti sau acele perturbații, paraziți mentali, pot fi descriși în termenii de cinci concepte. Primul este muda, ceea ce înseamnă mintea noastră se află sau conștiința noastră se află într-o stare inertă, care este afectată de modul ignoranței. Și
stare de somnolență, de exemplu, sau dezorientare, sau stare de deprimare, stare de depresie, este unul din vriti care ne aduce foarte multe suferințe. Și este un val care ne acoperă conștiința. Chiar comentatorii spun că dacă conștiința entității vie ar fi comparat cu un ocean, atunci aceste vriti ar fi comparate cu niște valuri foarte mari care tulbură în suprafața oceanului. Și a doua stare este kshipta, stare perturbată, deci care este o combinație dintre modul ignoranței plus modul pasiunii. Această stare este foarte periculoasă pentru că exact în această stare oamenii comit karma, oamenii comit activități păcătoase, activități vicioase, activități vicarmice și se spune că în această stare ei contemplează vicii și comit activități care sunt dăunătoare, care le împiedică starea lor de bine și starea de bine al entităților vii din jurul lor. Vikshipta este o consecință a influenței modului pasiunii. Vikshipta înseamnă stare distrasă și deseori în tratatele despre yoga, mintea este comparată cu maimuța Manki. Ekagra înseamnă starea concentrată, este o consecință a influenței modului bunătății. Și în sfârșit, Niruda, deci Niruda înseamnă starea complet controlată, este exact ce despre ce vorbește înțeleptul Patanjali în acel verset 2. Și noi avem acest verset frumos din Bhagavad Purana în care se spune că în același fel în care fermierii construiesc diguri de nămol pentru a inunda câmpurile lor cu orez, practicanții de yoga își controlează strict simțurile pentru a-și împiedica conștiința să curgă prin simțurile agitate. Deci pentru a-și împiedica conștiința să fie împrăștiată prin tot universul, prin acele simțuri agitate. Deci trebuie să-ți faci acele diguri care să-ți aduni mintea împreună, să o concentrezi, să o focusezi asupra realizării sinelui. Și astăzi noi vom trece la studierea următorului verset din Yoga Sutra, care este versetul 3. Și vom vedea dacă vom avea timp, vom discuta de asemenea și versetul 4. Ele sunt legate între ele, dar acum să ne concentrăm pe versetul 3, Sutra 3, din Yoga Sutra, în care înțeleptul Patanjali spune Tada drashtu svarupe avasthanam. Atunci cel care vede martorul se află în propria sa natură. Și avem câteva traduceri alternative care o să ne ajute să înțelegem mai bine sensul acestui verset, în care comentatorii au tradus în modul următor, îi spun, atunci văzătorul, martorul, este stabilit în natura sa esențială. Sau atunci cel care vede se odihnește în adevărata sa natură. Și încă o traducere foarte interesantă, un maestru spiritual traduce acest verset, el spune, după atingerea condiției de yoga, adică samadhi, văzătorul, sinele individual, rămâne situat în propria sa formă spirituală. Și haideți acum să discutăm, să intrăm în profunzime și să vedem sensul fiecărui cuvânt din această sutra și o să începem cu cuvântul tada. Tada înseamnă atunci când și punem întrebarea atunci când ce? Atunci când a fost realizată practica descrisă în versetul anterior, adică atunci când s-au stăpânit acele vritiuri, acele tulburări ale conștiinței. Deci atunci când perturbațiile sau paraziții agitației mentale, citavritii, sunt complet stăpânite. Tada, de asemenea, înseamnă atunci când a fost atinsă realizarea sinelui. Atunci când tu ai atins samadhi, atunci când ai perceput sufletul. Tada, de asemenea, înseamnă atunci când mintea, citta, nu mai este afectată de jocul celor trei moduri ale naturii materiale. Ea nu mai este, cum se numește în scripturile vedice, ea nu mai este guna pravaha. Guna pravaha înseamnă modificată de moduri sau nu mai este un transmițător de moduri. Deci prin minte nu mai trec energia celor trei moduri ale naturii materiale. Și tada, de asemenea, înseamnă atunci când nu mai există sentimentul identificării cu lumea obiectivă, adică cu prakriti. Este exact momentul în care
sufletul își desprinde conștiința, deci nu își mai proiectează conștiința în exterior prin intermediul mintei contaminate, prin intermediul citei, dar el și-a retras conștiința în interiorul său și nu se mai identifică cu lumea materială. Și pentru a ilustra această natură a sufletului care rămâne doar cu o conștiință pură, cu o conștiință care este retrasă în sine și nu mai este proiectată în exterior. Comentatorii dau un exemplu cu culoarea unei flori roșie care este reflectată în cristal. Deci când floarea este reflectată în cristal, cristalul aparent apare și el roșu. Dar dacă îndepărtezi floarea roșie de la cristal, cristalul rămâne transparent. În mod similar, atunci când noi ne apropiem prea aproape de energia materială, ne identificăm cu energia materială, noi obținem calitățile energiei materiale. Noi chiar se dă exemplu unui hameleon, acel animal care, dacă se așează pe o suprafață de culoare verde, corpul lui, pielea lui se transformă în culoare verde. Dacă se așează pe o suprafață de culoare cafenie, culoarea trunchiului unui copac, corpul lui, tenul lui, imediat obține culoarea copacului respectiv. Și atât în mod similar, sufletul când intră într-un corp uman, se identifică cu corpul uman. Sufletul când intră într-un corp de animal, se simte absolut fericit în corp de câine sau un corp de pisică sau un corp de porc, mai știu eu, se simte absolut fericit. Deci se identifică cu un corpul respectiv. Dar să revenim la exemplul cu cristalul. Deci adevărata natura a cristalului nu este de fapt roșie. Ea nu este afectată sau modificată de floare în niciun fel. Și atât în mod similar, conștiința perfectă reflectă obiectele externe și gânduri interne, dar nu este însăși afectată de corpul care ne acoperă. Uleiul cu apa, cum am mai dat exemplu în discuția anterioară, uleiul cu apa sunt două substanțe care nu sunt compatibile. Și chiar dacă, mai știu eu, dintr-o cauză sau din alta, uleiul va fi acoperit de apă pentru o perioadă, uleiul nu își pierde calitățile sale. Și atât în mod similar, chiar dacă pentru o perioadă anumită sufletul va fi acoperit de cita, de conștiința materială contaminată, de un corp fizic sau de mai multe corpuri fizic, sufletul nu își pierde calitățile sale transcendentale. Și în Mahabharata, în secțiunea Shantaparva, de asemenea, avem foarte multe exemple care ilustrează existența continuă al sufletului. Și Mahabharata de primul exemplu este exemplul unui verme de mătase care continuă să existe după distrugerea coconului care este făcut de firile sale. Deci chiar dacă coconul va fi dintr-o cauză distrus, însuși vermele de mătase continuă existența. În mod similar, corpul nostru, Krishna spune în capitolul 2 din Bhagavad Gita, Dihinosminyatha dehe kaumaram yavanam jara. Tatha dehantara praptis dirastatra namuhyati. Un dhira, o persoană sobra, o persoană spirituală, o persoană realizată de sine, rămâne indiferentă de schimbarea corpurilor, rămâne indiferent de schimbarea vârstei a corpului, pentru că corpul tot timpul se mișcă. Era chiar un înțelept în Grecia antică, Cratylus, care uneori oamenii mai veneau să-i pună diferite întrebări și Cratylus spunea, nu răspund la nicio întrebare, pentru că nu este relevant. Momentul în care tu începi să pui întrebare despre un anumit obiect, obiectul respectiv deja s-a schimbat. Mai mult sau mai puțin, dar deja s-a schimbat. N-are rost să vorbim despre trecut. Deci Cratylus de obicei tăcea și nu vorbea multe lucruri. Deci corpul este foarte schimbător. Sau se dă exemplu unui cerb, unei căprioare care își pierde coarnele, dar nu se schimbă, rămâne neschimbată. Sau exemplu unui șarpe care își pierde pielea, nu mai țin minte, cobrele își schimbă pielea odată în an sau odată la 2 ani și este un proces dureros pentru cobra să se elibereze de stratul ăla de piele veche.
Și deseori în India poți să e groaznic, deci când vezi 3 metri de piele transparentă, veche, moarte de la o cobra, deci este un lucru groaznic, dar cobra însăși, deci nu este afectată de acest gen de schimbări. Deci, ata înseamnă, adică tada, ata era în versetul, în primul verset, aici avem cuvântul tada. Tada înseamnă atunci când nu mai există sentimentul identificării cu lumea obiectivă, adică cu materia, cu prakriti. Și acum să analizăm următorul cuvânt, care este cuvântul drashtu, un cuvânt foarte important în acest verset. Și drashtu înseamnă cel care vede. Deci drashtu înseamnă văzătorul, martorul, conștiința pură, însuși sufletul. Drashtu provine de la drashtir, drashtri, ceea ce înseamnă văzătorul. Și un lucru foarte interesant este că în gândirea filozofică hindusă există diversi termeni care descrie sufletul. Cum ar fi, de exemplu, în funcție de context sau în funcție de stilul filozofic al unei anumite școli din tradiția vedică. Și noi avem diferite traduceri al cuvântului suflet, cum ar fi, de exemplu, atma, sau avem cuvântul jiva, deci mie îmi place foarte mult acest cuvânt jiva, e foarte conectat cu cuvântul în limba română viu. Și dialectul moldovean, deci ei nu spun viu, ei spun jiu, deci o persoană este jie, este un dialect mai arhaic. Da? Deci jiva, dar vine de la jiva, de la viață, o persoană vie. Sufletul este denumit de asemenea cu cuvântul Brahman, spirit sau Prabhu. Prabhu tot este un cuvânt foarte interesant. Prabhu înseamnă cel care domnește, domnitor. Și Saha. Saha înseamnă sinele. Dar aici, în acest verset, Patanjali Muni alege să denumească sufletul cu cuvântul Drashta. Deci de la Drashtri, ceea ce înseamnă văzătorul, de la rădăcina Drish, a vedea. Și există sute de versete în sanscrită care explică noțiunea de drish, a vedea. Și bineînțeles că Patanjali, înțeleptul Patanjali, nu vorbește aici despre văzător ca despre cel care percepe lumea prin ochii săi fizici. Drashtra este văzătorul care percepe lumea prin ochii săi originari, prin ochii sufletului. Pentru că atunci când sufletul este condiționat de corpul material, el percepe realitatea prin intermediul simțurilor. De exemplu, noi ne uităm la realitate prin intermediul unor ochelari. Dacă ochelarii sunt negri, lumea pare întunecată. Dacă ochelarii sunt de culoare roșie, lumea pare a fi de culoare roșie. Când îți scoți ochelarii, atunci drashta înseamnă tu percepi realitatea. Realitatea cu ochii tăi adevărați, care nu există niciun intermediu între tine și realitatea din exterior. Și drashta, aici avem trei noțiuni, Vedanta, scripturile vedantice descriu trei concepte care sunt interconectate, care provin din această rădăcină drish. Și primul este cuvântul drashta, despre care am mai vorbit, deci ceea ce înseamnă cel care vede, adică sufletul care vede. Și avem al doilea concept, este conceptul de drishya. Drishya înseamnă ceea ce poate fi văzut sau ceea ce poate fi perceput, adică lumea exterioară. Aici vreau să menționez un lucru foarte interesant, este că dacă revenim la cuvântul drashta, drashta înseamnă deci cel care percepe realitatea prin conștiința sa purificată, deci sufletul care percepe realitatea prin conștiința sa purificată. Când conștiința lui este contaminată de maya, de energie iluzorie, atunci acest suflet este implicat în identificarea cu materia și el se consideră pe sine a fi bhokta, ceea ce înseamnă cel care se bucură, și a fi karta. Karta înseamnă cel care înfăptuiește lucruri prin intermediul corpului său. Dar când sufletul se eliberează de acest concept, de aceste două percepții greșite, sufletul nu este nici bhokta, nici cel care se bucură, nici cel care controlează. Krishna spune la sfârșitul capitolului 5 din Bhagavad Gita, bhokta ramya gyatapasam.
Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarva Bhutanam. El zice, Dumnezeu este Bhokta, Dumnezeu este Cel care se bucură, Dumnezeu este Cel care controlează. Tu, ca suflet în corpul tău, nici măcar nu poți să-și stăpânești corpul. Da. Și, deci, asta este drashta. Acum să revenim la drishta. Drishta înseamnă ceea ce poate fi văzut sau ceea ce poate fi perceput, adică lumea exterioară. Dar, interesant că conceptul de drashta, de drashta și de drishta, uneori este folosit pentru a arăta diferența dintre un guru și dintre un discipol. Și în această situație, guru este drashta. Guru este cel care vede. Și un discipol este drishya. Drishya înseamnă cel care este văzut. Și știm cu toții că novicii spirituali, neofiții care doar încep o cale spirituală, ei de obicei, deseori când nimeresc într-un cerc spiritual, iau această tendință de a-și expune părerea. Uite, mie îmi pare că lucrurile stau așa și așa. Mie îmi pare că aici am trebuit să corectăm lucrurile, aici ar trebui să eliminăm ceva, aici ar trebui să adăugăm ceva. De ce? Pentru că el se consideră a fi drashta. El se consideră a fi cel care vede lucrurile, cel care înțelege lucrurile. Cum în limba engleză, când cineva spune eu înțeleg, el zice I see, deci eu văd. Și iată, un novice spiritual, de obicei când în primele sale interacțiuni cu maestru spiritual, zice, el are impresia că el înțelege foarte multe lucruri. Dar, de fapt, guru este cel care vede. Deci, guru vede în interiorul inimii discipolului său, guru examinează discipolul, guru testează discipolul său, guru îl angajează în seva, în diferite servicii pe discipolul său, ca să vadă cât de serios este discipolul în hotărârea lui de a avansa spiritual și de a vedea care sunt în final motivațiile lui. De aceea, în tradiția vedică, deseori guru este denumit drashta. El mă vede. Nu eu sunt cel care vede. Guru mă vede pe mine. Eu sunt drishya. Eu sunt cel care este văzut, cel care este analizat, cel care este perceput. Și al treilea concept care este legat de rădăcina drishya este adrishya, ceea ce înseamnă Dumnezeu. Și în scripturile vedice deseori se spune că Dumnezeu își lasă alegerea de a fi sau de a fi văzut sau de a rămâne nevăzut. Și Katha Upanishad ridică această problemă. Nainatma balahinena labhyana medayana bahukashutina. Cine este văzut? Cine poate să-l vadă pe Dumnezeu? Pentru că el este nayana atma, nu poate fi perceput cu ochii. Bala hinena la via nu poate fi perceput cu puterea inteligenței, cu puterea fizică, nici prin studiul profund al filozofiei vedice nu poate fi perceput. Și în final, Katha Upanishad explică, Dumnezeu poate fi văzut sau perceput de cel pe care el singur îl alege. Și pe cine el îl alege? El alege persoanele care și-au dezvoltat anumite calități spirituale, un anumit stil de viață și acel stil de viață va fi descris mai târziu în capitolele următoare de Patanjali Muni, atunci când el va vorbi despre principiile de Yama și Niyama. Dar în Katha Upanishad avem în această referință un verset foarte frumos în care se spune persoana divină Paramishvara, populând universul cu ființe vii, le-a înzestrat cu diferite simțuri care prin natura lor sunt mereu direcționate spre exterior, spre plăcerile materiale. Din acest motiv, un suflet nitya bada, condiționat, percepe doar obiectele lumii exterioare care îl înconjoară și nu este conștient de sinele său transcendental care se află în inima lui. Dar rari înțelepți cugetători care doresc nemurirea își îndreaptă drashta, își îndreaptă privirea spre interior în sufletul lor și percep atma care este prezentă în inimă. Deci, versetul spune, Brahma, creatorul universului, ne-a creat ochii care privesc în exterior. Dacă el ne-ar fi creat ochii care se uită în interior, am fi perceput sufletul. Am fi și noi drashta, deci cei care percep sufletul spiritual. Și acum, în final, am venit la cel mai important cuvânt din acest verset, care este cuvântul Svarupe. Și Svarupe înseamnă identitatea spirituală. Deci ce vede acel suflet? Tada drashtru.
Ce vede el? El vede Swarupa. El vede sufletul, el vede forma spirituală al sufletului. Și sensul etimologic al cuvântului Swarupa, îl avem aici, îl vedeți cu toții, deci este esența proprie, identitate, propria formă sau propria natură esențială. Avem două rădăcini aici, sva, ceea ce înseamnă proprie sau personală, și rupa, cuvântul rupa, care deseori este folosit în tratatele vedice, atunci când este descris Dumnezeu, de exemplu, Sat Chit Ananda Svarupa, ceea ce înseamnă el este Sat, el este Chit, el este Ananda, el este etern, el este plin de cunoștință absolută, el este plin de beatitudine, dar în același timp el are rupa, el are Svarupa, el are o anumită formă, forma spirituală. În acest caz, Patanjali Muni vorbește despre forma spirituală al sufletului. Și dacă acum vom analiza, nu doar din punct de vedere etimologic, dar vom analiza din punct de vedere al sensului filozofic al acestei noțiuni, putem să menționăm lucru frumos, sau nu este frumos, dar este un lucru interesant, în sens că Patanjali preferă să nu intre în detalii. Deci Patanjali preferă să nu explice foarte profund sensul cuvântului Svarupa. Nu uităm că Yoga Sutra este un gen de tratate vedice care conține informații maxim în minim de cuvinte. Prin urmare, Patanjali n-a vrut să descrie și nu a avut timp pentru a descrie ce înseamnă Svarupa. El se concentrează pe procesul contemplativ de meditație care aduce la realizarea Svarupei prin transa de samadhi. Și în acest sens, deci Patanjali cumva spune că nu spune problema ce se va întâmpla după părăsirea închisorii în care te afli acum, dar pe moment puneți problema cum să te liberezi din închisoare. Da? Adică nu spune prea mult problema ce înseamnă exact Svarupa sufletului, ce înseamnă exact forma aceasta al sufletului, sau înțelepții vedici, de asemenea, spun, unii meșteri spirituali vedici spun că Domnul Buddha odată a spus că dacă ești împușcat cu o săgeată, este inutil acum să începi să întrebi despre natura acestei săgeți, despre de unde a zburat această săgeată, câte kilograme sau câte grame are săgeata respectivă, din ce material este făcută săgeata respectivă. Deci nu spui întrebarea de unde a venit această săgeată, spui întrebarea cum să extragi această săgeată și cum să vindeci rana. Și atât, în mod similar, Patanjali acum nu își pune problema despre, ca să înțelegi ce înseamnă exact Svarupa, el își pune problema prin meditație, prin niroda, prin stăpânirea minții, vei înțelege în final ce înseamnă Svarupa, dar în același timp trebuie să vedem că scripturile vedice își pun problema și mai ales școlile de bhakti, școlile care aparțin tradiției devoționale de bhakti yoga, își pun problema ce este sufletul, ce este Svarupa, ce este identitatea spirituală a sufletului, care este proveniența sufletului, ce se întâmplă cu sufletul după eliberare, ce se întâmplă atunci când dragi tu, când tu vezi această Svarupa. Și iată, tradiția Bhakti oferă următoarea definiție al cuvântului Svarupa, în care se spune: Svarupa înseamnă identitatea sinelui spiritual, forma transcendentală originară al sufletului, care este realizată la stadiul de bhava, stadiul comuniunii de iubire cu persoana supremă, cu persoana divină. Acum, sunt convins că am auzit cu toții de multe ori că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să înțelegem conceptul de Svarupa puțin dintr-un alt punct de vedere. Scripturile vedice descriu că Dumnezeu are o Svarupa, pentru că noi, dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că și noi, de asemenea, avem o anumită formă pe care o are Dumnezeu. Și iată, în Brahma Samhita se descrie Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya. Cuvântul Vigraha, ceea ce înseamnă formă, și Svarupa sunt sinonime. Și în acest verset se spune:
Dumnezeul primordial, creatorul Universului, este posesorul unei forme transcendentale pline de fericire, de adevăr și de substanțialitate. Deci noi am mai vorbit, există școli care interpretează existența lui Dumnezeu din punct de vedere Advaita, ceea ce înseamnă din punct de vedere că nu există o dualitate dintre suflet și Dumnezeu, sufletul și Dumnezeu sunt aceeași identitate și în final Dumnezeu nu are nicio formă, dar există mai multe școli în tradiția vedică care sunt școli care se referă la filozofie sau aparțin filozofiei Dvaita, ceea ce înseamnă filozofia care explică dualitatea, diferența, adică diferența dintre forma spirituală a lui Dumnezeu și forma spirituală al sufletului. Și când se vorbește despre forma spirituală a lui Dumnezeu, Brahma Samhita, un tratat vedic antic, explică Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya, dar mai avem încă un verset în care se spune Angani Yasya Sakalendriya Vritimanti. Fiecare dintre membrele corpului lui transcendental posede în sine funcțiile depline ale tuturor altor organe. Deci, aici avem deja un hint, o descriere mai profundă despre care este rupa sau care este svarupa formei lui Dumnezeu. Și această formă al divinității poate fi percepută doar prin bhakti, prin devoțiune. În Bhagavad Gita, în capitolul 18, Krishna explică lui Arjuna, el spune: Dragul meu Arjuna, această rupam, sududashanam idam rupam drishtavam, iarăși avem cuvântul drashta, drashtavan. Această rupam, această formă transcendentală a mea pe care o vezi acum este foarte greu de zărit. Chiar și semizeii caută mereu prilejul să vadă această formă, adică Indra, Shiva, Brahma, Ganesha, și ei încearcă să vadă forma divinității, forma lui Dumnezeu, care este atât de îndrăgită. Forma pe care o vezi cu ochii tăi transcendenți nu poate fi înțeleasă doar prin studierea vedelor, nici prin supunerea la penitențe severe, nici prin caritate, nici prin venerare. Adică toate metodele tehnice nu funcționează, pentru că pentru sufletul condiționat care nu este calificat, Dumnezeu oricum va rămâne adrișta. El va rămâne nevăzut, el va rămâne arupam, fără formă. Și de aceea avem foarte multe școli care îl interpretează pe Dumnezeu ca pe arupam, adică el nu are formă. Dar adevărul absolut, după definiție, dacă îl limitezi în ceva, atunci el nu mai este absolut după definiție. Absolutul trebuie să conțină și forma și în același timp să nu aibă formă. În aspectul său impersonal, absolutul nu are formă. În aspectul său personal, de Bhagavan, de Dumnezeu, el are formă transcendentală. Și cum am menționat mai anterior, fiecare dintre membrele corpului lui transcendental posede în sine funcțiile depline ale tuturor altor organe. Noi cu mâna putem doar să mișcăm obiectele. El cu mâna poate să vadă, el cu mâna poate să audă și așa mai departe. Deci aici se spune că fiecare dintre membre, deci posedă în sine funcțiile depline ale tuturor altor membre. Deci corpul nostru fizic este foarte limitat, corpul spiritual, svarupa, este absolut nelimitat, el nu este limitat de o singură formă, de un spațiu, de un timp. În corpul transcendental poate să manifeste diferite forme, poate să se expandeze în mai multe forme simultane, cum fac yoginii atunci când ating desăvârșirea în Siddhi, ei pot să expandeze în 8 forme, în 12 forme, cei care sunt mai puternici, în 14 forme. Și în mod similar, Dumnezeu, în formele sale de avatar, expandează nelimitat. El are sute și mii de forme de avataruri, prin care el descinde în lumea materială și comunică cu entitățile vii, cu sufletele care sunt condiționate de materie. Și versetul din Bhagavad Gita spune, deci cum poți să realizezi această formă? Cel care se angajează în bhakti, în slujirea devoțională pură, eliberat de contaminarea activităților fructoase și a speculației mentale, cel care acționează pentru mine, cel care mă face țelul suprem al vieții sale, și care este prieten cu toate ființele vii, acel cu siguranță vine la mine, că acel cu siguranță percepe această formă sau această rupă.
Și încă o dată vreau să revin la această noțiune că fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că și noi avem o rupa, adică noi avem svarupa, noi avem o anumită formă, care din păcate pe moment, acum atâta timp cât noi suntem condiționați de corpul fizic, de karma, de tot felul de vasana, samskaruri, impresii din viețile anterioare, de ignoranță, avidia, pe moment această formă, această svarupă rămâne adormită. Și trezirea svarupei, trezirea acestei forme spirituale al sufletului reprezintă perfecțiunea practicii spirituale la care tânjesc mai multe școli spirituale din tradiția Bhakti, cum ar fi, de exemplu, școala spirituală Shri Sampradaya sau școala spirituală Madhava Sampradaya sau școala spirituală Rudra Sampradaya, succesiune disciplică care vine de la Rudra. Este o ramură de Bhakti, o ramură de filozofie de Bhakti care vine de la Domnul Shiva. Toate aceste școli spirituale, personale, dvaita din tradiția vedică, vorbesc despre faptul că dacă noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi avem o formă. Sufletul de asemenea are o formă. Și aceste școli devoționale, care fac parte din tradiția de Bhakti, Bhakti Yoga, explică că în evoluția sa, sufletul, swarupa, corpul spiritual al sufletului, trece prin 4 trepte de dezvoltare. Și prima treaptă de dezvoltare al corpului spiritual, tehnic, se numește avrita swarupa, ceea ce înseamnă corpul spiritual acoperit. Da? Și acoperit de ce? Acoperit de simțurile noastre materiale, acoperit de mintea noastră, de materiale, de inteligența noastră materială, adică de toate cele aspecte ale lucita, de simțurile noastre. Și avem un verset frumos din Kali Santarna Upanishad, în care Brahma, creatorul Universului, explică Itisha dashakam namnam, adică Itisha dashaka kalasya jivasya avrita vinashanam. Următorul verset spune Itisha dashakam namnam kali kalmasya nashanam. Dar în acest verset se spune, el zice, această supremă mantra lui Krishna, Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, este distrugătoarea celor 16 straturi iluzorie care acoperă entitatea vie, avrita. Avrita înseamnă straturile care acoperă svarupa, acoperă corpul spiritual al entității vii. Atunci când prin influența mantrei aceste învelișuri sunt distruse, suprema personalitate a divinității apare în intima entității vii, la fel cum soarele strălucește cu toată forța atunci când norii sunt îndepărtați. Sunt acele 5 gnanendria sau organe prin care noi primim cunoaștere, de obținere de cunoaștere, organe de pentru a obține cunoaștere, dar cuvântul ghiana. Sunt ochii, urechile, nasul, limba, piele. Noi avem 5 karmendria, organe de acțiune, adică gura, picioarele, mâinile, anusul, genitalele. Și plus cita, cita care este compusă din inteligență, din fals ego și din manas, adică din minte. Și în starea condiționată, în prima stadie al acestui corp spiritual, avrita svarupa, sufletul este ca o semință care are potențialul de a crește într-o plantă complet dezvoltată, dar acum această svarupa este ca o semință care este adormită, deci care conține în sine forma plantei în potențialul său. Și iată, pe măsură ce cineva practică o sadhana, o practică spirituală. Deci în măsura în care cineva practică sadhana, practica de spirituală, practica de sadhana este comparată cu udarea acestei semințe. În fiecare zi când noi cântăm mantre, în fiecare zi când noi medităm, când ne interiorizăm, când încercăm să ne ducem în interiorul nostru, în fiecare zi când noi citim tratatele vedice, când studiem Bhagavad Gita, în măsura în care noi urmăm principiile de yama și niyama, toate aceste elemente, ele sunt ca apa care oferă energie acestei semințe, avrita svarupa, acestui semințe ale sufletului, care începe treptat, treptat, începe să se manifeste în exterior
La început noi simțim anumite realizări spirituale, noi simțim o interiorizare, noi simțim că suntem mai detașați de lumea din exterior, noi devenim mai calmi, noi începem să percepem lucrurile în jurul nostru mai bine, percepția noastră senzorială se dezvoltă mai mult, noi înțelegem mai bine noțiunile filozofice din scripturile vedice și simțim că suntem mai conectați și mai conectați cu natura noastră inerentă interioară. A doua stadie prin care trece Svarupa în dezvoltarea sa se numește Prakata Svarupa. Este stadiul în care corpul spiritual se trezește și acest stadiu reprezintă un stadiu în care sufletul atinge eliberarea sau samadhi, care în Yoga Sutra este denumit cu cuvântul Kaivalya. Și în acest stadiu Svarupa este manifestată, dar încă nu și-a dezvoltat corpul său spiritual complet. Forma sa spirituală încă nu este dezvoltată complet. Ea este trezită, dar încă nu este dezvoltată. Deci semința a dat un mic lăstar, dar încă nu este complet crescută. Încă planta încă nu a crescut complet. Și școlile Bhakti descriu că în această stadie, corpul spiritual, deși este trezit, persoana realizează sufletul, realizează potențialul său spiritual, dar în această stare, sufletul încă nu și-a dezvoltat o relație activă personală cu Ishvara, cu persoana supremă, cu Dumnezeu. Sufletul încă s-a trezit deja, dar încă nu și-a dezvoltat o relație, încă nu are acea yoga, încă nu are acea conexiune, este conectat cu sine, dar încă nu este conectat. Este conectat cu conștiința sa, dar încă nu este conectat cu supraconștiința, cu conștiința lui Dumnezeu. Și cele mai deseori, sufletele care au atins această stare de trezire spirituală, dar încă nu au dezvoltat o relație personală cu Ishvara, una din formele lui de avatar, cum ar fi Krishna sau Rama, de exemplu, sau Narayana, acest gen de suflete posibil se fuzionează temporar cu aspectul impersonal al Absolutului. Și aici vedem faimosul verset din Bhagavad Purana în care se explică Vadantitat tatva vidasta tatva mejgyana madvayam brahmiti paramatmiti bhagavaniti shabdete. Transcendentaliștii care sunt versați, care au realizat adevărul Absolutului, descriu această substanță non-duală ca Brahman, spiritul impersonal atotpătrunzător, paramatma, aspectul semi-impersonal situat în inima tuturor ființilor vii, care, apropo, deseori se spun că yoginii în transa sa de samadhi realizează anume acest aspect. Și Bhagavan este forma supremă a personalității divinității. Și iată, în acest stadiu, sufletul încă n-a dezvoltat o relație cu Bhagavan. El a realizat doar primele aspecte, este la început, realizează doar aspectul impersonal al divinității. A treia stadie a dezvoltării Svarupei sau al corpului spiritual se numește Svarupa Siddhi și aici deja avem un corp spiritual manifestat și găsim un verset foarte frumos în Bhakti Rasamrita Sindhu, într-un tratat vedic în care se spune Atha sada Svarupa samprapta maya karya vaskritaha. Despre cel care nu este controlat de maya sau de manifestările ei, se spune că are o formă eternă. Deci exact în momentul în care sufletul deja s-a desprins de materia, s-a eliberat de influența materiei, cum vedem aici imaginea nucii de cocos. Mezul nucii de cocos rămâne în interior. Nuca de cocos este considerată a fi complet coaptă atunci când miști puțin nuca și simți că în interiorul nucii se mișcă ceva. De ce? Pentru că miezul s-a desprins de coajă în interior și atât în mod similar. Acest stadiu este stadiul în care sufletul se află în interiorul corpului său fizic, dar, Svarupa Siddhi, sufletul nu mai este influențat de energie iluzorie, corpul său este deja manifestat și el constant își concentrează mintea asupra lui Dumnezeu în meditație, în samadhi. Și avem, o să studiem mai târziu acest faimos verset în care Patanjali spune Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. Perfecțiunea lui Samadhi este atinsă atunci când o persoană realizează, îl realizează pe Ishvara, îl realizează pe Dumnezeu asupra căruia
el meditează. Și în această stadie, deci corpul subtil, linga sharira și toate karmele, deci când toate samskarurile, toate impresiile karmice din viețile anterioare care sunt stocate în cita, în corpul nostru subtil, când corpul grosier în fine expiră, atunci este atinsă eliberarea completă sau atinsă manifestarea sufletului completă, care tehnic acest stadiu se numește Vastu, Siddhi, ceea ce înseamnă corpul spiritual care este manifestat complet. Și maestrii spirituali explică că exact în acest moment deja sufletul se desprinde de lumea materială, pleacă în cerul spiritual, trece peste acest strat de Brahma Jyoti care reprezintă aspectul impersonal al divinității, se ridică din lumea materială și pleacă în Vaikuntha, în lumea spirituală. De ce? Pentru că el s-a dezvoltat o relație de iubire eternă față de Bhagavan, față de Ishvara, față de Dumnezeu. Și iată, numai în această stare potențialul sufletului este complet trezit. Și se spune că aceasta este culminația realizării spirituale. Asta înseamnă a fi un suflet realizat. Un suflet realizat nu înseamnă doar avea un suflet trezit. Un suflet realizat înseamnă a-ți realiza care este exact forma ta spirituală. A înțelege care este exact potențele tale, sau să spunem care este potențialul tău, care sunt talentele tale spirituale, care este menirea ta în lumea spirituală, alături de divinitate în sălașul transcendental. Și acest lucru de asemenea înseamnă că această formă rămâne angajată deja în lumea spirituală în una dintre cele cinci tipuri de relații eterne cu persoana supremă, pe care le vedeți pe monitor. Avem Shantarasa, relația sufletului trezit, care este unui corp spiritual complet manifestat, poate să fie o relație cu Dumnezeu, o relație neutră, poate să fie dasyara sau o relație ca servitor, sakya, o relație ca prieten, vatsalya, o relație ca un părinte a divinității și madhurya, o relație de iubire conjugală. Toate aceste aspecte sunt descrise în aprofunzime în tratatele care explică Bhakti Yoga. Este un subiect care nu este ușor de digerat, nu este ușor de înțeles, dar astăzi am făcut așa o mică prezentare. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez tot în discuția de astăzi despre Vastu Siddhi, adică despre Svarupa, în referință la Svarupa, în referință la corpul spiritual al sufletului. Ca să înțelegem că există diferite trepte, da? Și de aceea unii maestri spirituali descriu realizarea sinelui din punct de vedere a trezirii Svarupei, alți maestri spirituali descriu realizarea sinelui din punct de vedere a manifestării potențialului complet al Svarupei. Deci când corpul spiritual al sufletului este manifestat complet, și ei de asemenea răspund la întrebarea ce se întâmplă cu sufletul când el atinge relația sa de iubire cu Dumnezeu în lumea spirituală. În lumea spirituală are loc rasa. Rasa înseamnă relații de iubire eterne, care au anumite calități specifice. Și încă un lucru care aș vrea să-l menționez aici, în această referință, este că, cum am menționat, Vastu Siddhi înseamnă corpul spiritual manifestat atunci când sufletul și-a dezvoltat și-a trezit iubirea sa față de Dumnezeu. Nu doar s-a perceput pe sine ca entitate spirituală, dar s-a perceput pe Dumnezeu care are de asemenea Svarupa, care El, de fapt, este sursa Svarupelor noastre, El este sursa acestor suflete. Și iubirea presupune o relație cu divinitatea, dar această relație are loc prin intermediul unui corp spiritual și tradiția de Bhakti descrie 11 atribute ale unui corp spiritual în lumea spirituală, în lumea transcendentală. Aceste atribute în sanscrită se numesc Ekadasha Bhava. Și noi nu o să intrăm astăzi în acest subiect, este un subiect foarte ezoteric, astăzi o să menționez despre el și pentru profesorii de yoga, pentru cei care sunt pasionați de yoga, doar am vrut să fac o mică introducere în filozofia foarte bogată a școlii de Bhakti, care explică
foarte multe detalii care nu sunt descrise în alte tradiții, dar Bhakti își pune această problemă, Bhakti, yoginii au realizat aceste adevăruri și le-au prezentat în tratatele sale scripturale. Și iată primul aspect primul atribut al unui corp spiritual, Svarupa, este Sambandha, adică care este relația ta particulară cu Radha Krishna sau cu Lakshmi Narayana, cu o anumită formă a divinității. Al doilea atribut este Vayasa, ceea ce înseamnă vârsta ta, deși sufletul este Najayate Mriyate Nakadachin, Krishna spune în Bhagavad Gita, sufletul nu este născut, sufletul nu moare, sufletul nu îmbătrânește. Dar în lumea spirituală, atunci când Svarupa este trezită, sufletul are o anumită vârstă. De obicei este între 14 și 16 ani. Uneori se spune că este între 12 și 16 ani, 14 ani. Dar sufletul în lumea spirituală nu arată nici de cum bătrân. Nama înseamnă un anumit nume, numele tău etern spiritual în lumea spirituală. Rupa înseamnă forma ta sau tenul tău, formă de patru brațe, formă de băiat păstor, formă de un asociat al Domnului Narayana, Vaikuntha și așa mai departe. Yuta înseamnă grupul căruia tu îi aparții. Veșa înseamnă hainele tale și culoarea ta, adică gustul tău, look-ul tău în lumea spirituală. Agnya înseamnă misiunea, de fiecare suflet are o anumită menire în existența lui, o anumită misiune, deci, care el le înfăptuiește. Vasa înseamnă locul de reședință, fie Vaikuntha, fie Goloka Vrindavana, fie planeta Domnului Rama, Ayodhya, și sunt nelimitate planete Vaikuntha, planete în cerul spiritual care sunt atinse de sufletele, încă o dată repet, care complet și-au manifestat și au trezit Svarupa, corpul său spiritual. Prakashta înseamnă starea de spirit, adică caracterul tău, firea ta. Unele suflete sunt tot mai introvertite, altele mai extrovertite în lumea spirituală. Lumea spirituală este foarte diversă. Deci ceea ce avem noi în lumea materială este doar o umbră al diversității faunei și florii și stărilor emoționale de bavă, de iubire care au loc în lumea spirituală. Seva înseamnă serviciul pe care tu îl faci altor entități vii, pentru că lumea spirituală este lumea unde sunt adunate suflete care vor să ofere. Lumea materială este o închisoare în care sunt adunate suflete care vor să exploateze. Deci, cine atinge o svarupa, cine își manifestă forma sufletului său etern, un suflet care și-a trezit în sine potențialul de a oferi, potențialul de a se feri, de a servi, seva. Seva înseamnă serviciu. Și Paliadas înseamnă ghidul tău spiritual, cine te va ghida, sub îndrumarea cui în lumea spirituală tu îți vei îndeplini funcțiunile tale spirituale, adică ghidul tău spiritual din lumea spirituală. Și atât aceste lucruri sunt descrise ca atributele unui suflet. Încă un lucru care aș vrea să-l menționez aici, ca să ne ducem într-un domeniu și mai ezoteric. Astăzi avem o discuție profundă ezoterică, mai dificilă, mai ales pentru începători, dar bear with me, nu schimbați canalul, rămâneți, aveți puțină toleranță. Aceste Ekadasha Bhava, tehnic, în tradiția Bhakti Yoga, sunt revelate de un guru, de maestru spiritual, sau în timpul inițierii, atunci când și guru și discipolul sunt super calificați din punct de vedere spiritual, ambii sunt suflete realizate, atunci un guru realizat poate să-i reveleze unui discipol realizat aceste Ekadasha Bhava, aceste 11 elemente, atribute ale sufletului trezit, pentru că prin influența inițierii guru trezește sufletul, trezește forma lui și revelează aceste 11 atribute. Sau în cazul în care guru nu este atât de calificat și discipolul nu este atât de calificat, guru va revela aceste adevăruri prin intermediul mantrei. Mantra conține în sine deja aceste elemente. Și în măsura în care persoana, discipolul, meditează asupra mantrei cu devoțiune, cu atenție, zilnic, ca un element al sadhanei sale, al practicii sale zilnice. În măsura aceasta, mantra va revela toate aceste elemente ezoterice ale sufletului tău. Deci mantra va revela care este
relația ta eternă cu Dumnezeu în lumea spirituală, care sunt atributele tale eterne în lumea spirituală. Bine, dar pe moment, revenim acum din lumea spirituală înapoi în lumea materială, pe moment Patanjali, deci el își pune problema doar realizării preliminare, el pune problema încetării vritiurilor, realizării sinelui din punct de vedere a esenței. Și care este această esență? Pe moment Patanjali spune, aceste lucruri voi să le realizați mai târziu. Acum voi trebuie să înțelegeți că voi ca purusha, adică ca suflet, sunteți distinți, sunteți diferiți de prakriti. Și aceasta înseamnă svarupa. Pentru voi aceasta înseamnă svarupa pe moment. Voi aveți un corp spiritual. Treziți-l. Treziți-l și dispărțiți-vă de materie. Deci detașați-vă de materie. Și acum să vedem următorul cuvânt din acest verset, care este cuvântul avasthanam. Avasthanam înseamnă că atunci când tu vei revela, tu vei realiza că sufletul este distinct de corpul fizic, de materie, atunci tu vei fi situat într-o anumită poziție, avasthana. Și cuvântul avasthana înseamnă a fi într-un loc, a-și avea reședința, sediul, stabilitatea, a fi într-o stare, a rămâne, reintegrarea stării sale originale. Și Vyasa, comentatorul al lui Yoga Sutra, el indică faptul că sufletul își menține întotdeauna propria sa natură, avastana. Sufletul nu este schimbat chiar atunci când intră în contact cu materia. Și chiar și atunci când conștiința lui este proiectată în exterior, prin intermediul minții și a simțurilor corpului fizic, sufletul tot nu rămâne afectat de materie. Deci calitățile sufletului nu sunt modificate. Conștiința sufletului este tulburată, dar însuși sufletul nu este nicicum modificat. Și Upanishadele dau exemplu soarelui, care se spune că soarele nu are nevoie de niciun instrument extern care să strălucească și nici nu face eforturi pentru a face acest lucru. Și atât, în mod similar, natura inerentă și inevitabilă a lui Purusha este să fie etern, sat, conștient, cit și ananda, plin de fericire sau beatitudine. Dar în contactul cu materia, natura, adică conștiința sufletului, devine distorsionată, ea devine asat, acit și nirananda, și se dă exemplu unui mic copil sau unei persoane mai în vârstă, care se uită într-o oglindă strâmbă și lui îi se pare că arată foarte grotesc sau arată foarte slab sau arată foarte foarte gras. În copilărie mă amuzam foarte mult când venea un gen de circ, venea în orașul nostru, în centru, și ei aveau tot felul de oglinzi, care într-o oglindă te uitai, apărea foarte gras, în altă oglindă te uitai, apărea foarte slab, foarte, foarte subțire. Și iată, omul care nu înțelege că aceasta este doar o oglindă, el imediat se identifică cu imaginea respectivă. Și un copil chiar se poate panica, da? Se poate înfricoșa când vede aceste imagini. Și iată, avasthana înseamnă a nu te identifica cu aceste imagini distorsionate, imagini greșite. A înțelege că stai puțin, tu ești sat, cit, ananda, rupam. Tu ești plin de eternitate, cunoaștere și beatitudine, chiar dacă pe moment corpul tău îți distorsionează firea ta spirituală. Și acum aș vrea să vă prezint două citate în această referință din scripturile vedice. Avem un citat din Katha Upanishad, în care Yamaraja, zeul lumii subterane, spune: Yoga este devenirea. Apropo, Yamaraja, zeul morții, este unul din cei 12 Mahajan, din cei 12 patriarhi, suflete realizate de la originea Universului, care răspândesc cunoașterea spirituală prin Univers. Și Yamaraja spune: Yoga este devenirea și încetarea. Nu prin cuvinte, nu prin minte și nici prin vedere poate sinele să fie înțeles. Cum altfel poate fi perceput decât dacă prin a spune El este? El este, sanscrită sună avasthana, El este situat, El este prezent. Pentru o persoană care îl percepe așa cum este cu adevărat, natura sa reală se manifestă. O persoană ar trebui să înțeleagă că sufletul este splendid și nemuritor. Astfel, când Nachiketa a primit aceste cunoștințe
și regulile complete de yoga de la zeul morții Yamaraja. El a atins Brahman, realizarea sinelui, a devenit liber de boli și de moarte. La fel vor fi și alții care știu aceste învățături despre sinele lor, despre Svarupa, sinele lor spiritual care este Vastana, care este neatins de influența energiei materiale. Și avem încă un verset frumos din Bhagavad Gita, din capitolul 6, în care Krishna spune: Yatra paramate citam nirudam yoga sevaya. În stadiul de sfârșire numită samadhi sau transă, prin practica yoga, mintea este pe deplin retrasă de la activitățile mentale, materiale. Această perfecțiune este caracterizată de putința omului de a vedea sinele cu ajutorul minței purificate și de a se bucura și de sfăta înăuntrul sinelui. În această stare de bucurie, omul ajunge la nemărginită fericire transcendentă realizată prin simțurile transcendentale. Deci, acest verset descrie ce se întâmplă atunci când ți-ai realizat Svarupa, forma ta spirituală, și Vastana. Deci, atunci când deja te afli în propria, ești stabilit, situat în propria ta natură spirituală. Și Krishna spune: astfel, Vastanam situat, omul nu se mai îndepărtează de la adevăr și după dobândirea acestuia devine încredințat că nu există vreun câștig mai mare, un câștig mai mare decât realizarea spirituală. Cum scripturile vedice scriu: mad gurun, mad dhanam, mad eka bandu, mad guru, mad dhanam, mad eka bandu. Realizarea sinelui este gurul meu, realizarea sinelui este hrana mea, realizarea sinelui este îndrumătorul meu, realizarea sinelui este prietenul meu cel mai mare. Ajuns aici, omul rămâne neclintit, chiar în mijlocul celor mai mari greutăți. Aceasta este adevărată liberare de toate suferințele ce se vezi din contactul cu materia. Și acum să vedem versetul 4, să trecem repede versetul 4. După cum am menționat anterior, aceste două, versetul 3 și versetul 4, sunt legate între ele, sunt conectate între ele. Și versetul 4 spune: Vritti sarupyam itaratra. Astfel, conștiința individuală se identifică cu vritiurile. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu te situezi, deci dacă nu devii situat în svarupa ta, da? Deci dacă nu te afli în propria ta natură, ce se întâmplă atunci? Conștiința individuală din nou se identifică cu vritiurile. Și avem cuvântul vritti, deci ne amintim încă o dată. Vritti înseamnă mișcare circulară, rulare, fluctuație, mișcarea gândurilor, stare sau dispoziția minții. Și vritti, de asemenea, este conectat cu cuvântul, noi avem, în limba română avem cuvântul învârti. Deci învârti înseamnă a rota. Da? A rota. Deci când mintea noastră se rotește, când mintea noastră este foarte tulburată, un vârtej al minții în oceanul conștiinței noastre. Acestea sunt vritti. Și am uitat să citesc niște traduceri alternative al acestui verset. Haideți să le citesc acum. Ele spun: deci, în oricare altă stare există identificarea cu modificările conștiinței. Încă o traducere. Altfel, în alte momente, văzătorul, drașta, este absorbit în stările schimbătoare ale minții. Și încă o traducere frumoasă. În alte momente, când persoana nu se află în stare de yoga, se identifică fals cu acoperirea materială a sinelui, corpul fizic grosier și mintea, și este surprins în fluctuațiile minții, adică este surprins de aceste vritti. Și sarupyam înseamnă a lua forma a ceva, avea forma, se identifica. Itaratra, altfel, altminte, sau în caz contrar. Adică în caz contrar, purusha din nou începe să se identifice cu materia. Și dacă ne aducem aminte exemplul cu cristalul și cu floarea roșie, deci yoga-shchitta vritti înseamnă
că noi stăpânim vritiurile. După aia versetul 3 descrie noi sarupem itarata, noi versetul 3 martorul drashta svarupa vasthanam, deci el se află în propria sa natură și se află în propria sa natură înseamnă că floarea aia care era reflectată în cristal este îndepărtată. Dar versetul 4 descrie că dacă nu te stabilești, deci dacă nu rămâi situat în această stare vasthana, prin practica ta de yoga zilnică, atunci tu revii foarte rapid, revii înapoi la acele vritiuri și versetul 4 spune vriti sarupam itarata. Altfel, deci în caz contrar, purusha din nou începe să se identifice cu materia. Deci, cum comentatorii dau un exemplu că sufletul începe, poate nu se uită de data aceasta într-o oglindă care este distorsionată, dar se uită într-o oglindă murdară. Și uitându-se în oglinda murdară, el percepe imaginea sa murdară și începe să sufere. El gândește că, uite, imaginea aia sunt eu, dar oglinda este murdară, nu tu ești murdară. Și sutrele Sankhya fac referire la o mică povestire tradițională, deci pentru a ilustra acest moment, este o povestire foarte interesantă, micuță, în care se povestește cum odată fiul unui rege, din cauza că s-a născut sub o constelație malefică, este exilat din oraș, în copilăria sa, deci el a fost exilat din oraș. A fost exilat undeva în pădure, în jungle, și el este crescut de un membru din tribul Shabara. Shabara erau niște triburi care erau formați din locuitorii tribali ai pădurilor din India. Și, bineînțeles că fiind crescut, fiind educat de acești Shabara, prințul, fiul regelui, el a uitat identitatea sa. Și atunci el începe să se identifice cu un Shabara, deci cu un locuitor al pădurilor și el gândește, eu sunt un Shabara. Dar după o perioadă, el este în sfârșit, este găsit în viață de unul dintre miniștrii regelui, care vine la el și îi amintește și îi spune, tu nu ești un Shabara, tu ești un fiu de rege. Cu alte cuvinte, tu nu ești un corp fizic, tu ești un suflet, tu ai o svarupa, tu ai o anumită formă. Și astfel, cum spune această narațiune vedică, băiatul renunță la ideea că el este un Shabara, el acceptă adevărata sa natură, identitate regală, svarupa, și începe să gândească, eu sunt un fiu de rege. Și iată în același fel sufletul, prin instrucțiunile unui, mie îmi place foarte mult cum Nyaya Sutra descrie, aici îl denumește pe un maestru spiritual, Prenguru, îl denumește un suflet blând. Deci, în același fel, sufletul, prin instrucțiunile unui suflet blând, adică unui maestru spiritual, își amintește, el este informat că, de fapt, tu nu ești un corp fizic. De fapt, tu ești manifestat din sufletul primordial, care este conștiință pură. Krishna spune în Bhagavad Gita, în capitolul 15, în versetul 7, el spune, mamaivam sha jiva lokya jiva bhuta sanatana, manasha stani indriyani, prakriti stani karshati. El zice, toate entitățile vii, toate sufletele sunt eternele mele părți fragmentare. Deci eu am svarupa, ele au svarupa. Datorită vieții condiționate, ele se luptă din greu cu cele șase simțuri care includ și mintea. Și iată în acest fel, renunțând la ideea că el este făcut din materie, din prakriti, sufletul obține trei realizări. Deci acel fiu regal, fiu de rege, când el își aduce aminte despre rupa, svarupa sa, el obține trei realizări spirituale, care de fapt reprezintă realizarea sinelui. Prima realizare a lui este că deoarece eu sunt fiul sufletului suprem, sunt și eu un suflet purusha, și nu sunt un produs al samsarei, al ciclului de naștere și de moarte. Eu nu am nimic cu nașterea, moartea, boală, bătrânețea, fericirea, stresul, pacea, anxietatea și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt vritiuri, toate aceste lucruri sunt tulburări
ale minții mele condiționate, eu trebuie să mă detașez de ele. Ele nu se aplică la mine ca la suflet. Și toate acestea sunt doar transformări ale minții și ale corpului exterior. Și Patanjali, deci el, pe scurt, scopul yogei este de a elimina pasiunea și ignoranța din conștiință. Scopul yoga este de a stăpâni aceste vrituri, este de a reveni la memoria ta originală, la poziția ta originală a unui svarupa, a unui suflet spiritual. Și yoga descrie anumite metode prin care cineva poate să-și potolească mintea, fluctuațiile minții, fluctuațiile gândurilor. Și el descrie că metoda de a stăpâni aceste vrituri este controlul minții, este controlul simțurilor și concentrarea în meditație. Și în versetele următoare, Patanjali va descrie alte aspecte ale vriturilor, alte tipuri de vrite, de tulburări ale minții, de acele vârtejuri mentale care tulbură mintea, și el iarăși revine la ideea că aceste vrituri trebuie să fie stăpânite, trebuie să fie controlate, și mai departe el va descrie, după ce va da o descriere profundă ale altor tipuri de vrite care se încadrează în Klishta. El va descrie deja, de asemenea, niște metode mai practice, cum aceste vrituri pot fi stăpânite prin anumite practici. Vitaraga Vishayam Vachitam, printre care este meditația asupra sufletelor iluminate, printre care sunt practica de mantre și alte practici de concentrare și de contemplare interioară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți vreo întrebare despre subiectele pe care le-am discutat astăzi, o să vă fiu foarte recunoscător cum o să fac acest stop sharing și revin la imagine completă. Deci dacă aveți ceva întrebări, le discutăm. Poți o întrebare? Da, desigur. Bhakti yoga îmbrățișează filozofia Advaita sau Dvaita Vedanta? Filosofia Dvaita. Dvaita înseamnă există diferență dintre suflet și suprasuflet. Există diferență dintre suflet și Dumnezeu, cu alte cuvinte. Advaita spune că nu există nicio diferență dintre suflet și Dumnezeu. Advaita spune că această diferență este iluzorie, este temporară, ea este generată de Maya. Practica spirituală este de a înlătura acest înveliș de Maya, și atunci tu de fapt îți amintești că tu ești Dumnezeu. Tu ești acel Atman și acel Brahman care este descris în scripturile vedice. Dar doar o singură școală din tradiția vedică sunt exponenții acestei filozofii de Advaita, pe când sunt patru școli personale, școli foarte serioase, școli cu maeștri spirituali iluminați, printre care îl avem pe Shiva, printre care îl avem pe Brahma, care sunt fondatorii acestor școli. Ei spun că, stați puțin, fraților, pe lângă aspectul Advaita, există aspectul Dvaita, aspectul în care există o diferență, există, Dvaita înseamnă două, deci există o diferență dintre suflet și Dumnezeu. Și este penibil să te consideri a fi Dumnezeu. Este absolut penibil să gândești că tu ești Dumnezeu. Dar din păcate, nu o să numesc acum nume, dar 99% din maeștrii spirituali contemporani, mai ales care predică în vest filozofia vedică, ei din păcate prezintă filozofia vedică ca o filozofie impersonală, ca o filozofie care nu face distinție dintre suflet și Dumnezeu. Dar haideți să revenim la surse, haideți să mergem în India și să vedem care este procentajul de școli care înțeleg diferența dintre suflet și Dumnezeu și care este procentajul de școli care nu fac distinție dintre suflet și Dumnezeu, și să vedeți că ele sunt școlile minore. Sunt mult mai multe școli care fac această diferență dintre suflet și Dumnezeu,
Nityoni tanam cetanas cetananam ekov bahunan yavidadhati kaman. Este un verset din Katha Upanishad în care se spune: Dumnezeu este etern, sufletul este etern, sufletul individual este etern. Dumnezeu este conștiință, sufletul individual este conștiință. Dumnezeu este plin de cunoaștere, sufletul individual este plin de cunoaștere. Dar care este diferența dintre suflet și Dumnezeu? Dumnezeu este conștient de toate restul sufletelor, pe când noi, ca suflet individual, suntem conștienți doar de firea noastră, atât. Asta este diferența dintre conștiința minusculă și conștiința absolută. Și este penibil când cineva pretinde că el este un Dumnezeu și acum o să cânte două, trei mantre timp de câțiva ani și el realizează că este Dumnezeu. Deci este o filozofie eronată. Da, îmi pare rău, dar sunt convins că în București și în România sunt alte școli care prezintă lucrurile din alt punct de vedere, dar la Centrul de Studii Vedice, deci noi prezentăm filozofia Dvaita. Și încă un lucru care aș vrea să spun, în India însăși există școli care cad într-o extremă, care explică adevărul absolut doar din punct de vedere Advaita, deci doar din punct de vedere că niciodată n-a existat diferență dintre suflet și Dumnezeu și nu va exista. Și aceste școli sunt numite uneori școli mayavadine sau școli advaitine, școli impersonale, care nu îl consideră pe Dumnezeu a fi persoană, îl consideră pe Dumnezeu a fi doar o energie de conștiință împrăștiată prin univers. Și sunt școli foarte extreme, deci care nici nu vor să audă despre conceptul de Dumnezeu considerându-l religios. Avem o altă extremă, sunt școli de Dvaita, cum este de exemplu Madhava Sampradaya, care a fost fondată de marele maestru Madhvacharya. Și el zicea că de fiecare dată când mergeți la toaletă, voi, ca un spiritualist, trebuie să vă imaginați că acolo jos, în toaletă, stă un mayavadi, un impersonalist. Și trebuie să vă faceți treabă pe capul lui. Asta este tot o extremă care nu accepta nici într-un caz că descrierile din Upanishade și din Vede, în care adevărul absolut este descris din punct de vedere impersonal. Și avem o altă extremă. Școala de Bhakti la care aparținem noi, care este școala Gaudiya Vedanta, spune, stați puțin, nu vă certați, pentru că adevărul absolut este și personal și impersonal. Sufletul, fiind parte integrantă din absolut, are, bineînțeles, are calitățile moștenite de la absolut, dar din punct de vedere calitativ, dar din punct de vedere cantitativ, este o diferență dintre suflet și Dumnezeu, bineînțeles. Din punct de vedere calitativ, nu există nicio diferență. Deci această școală vorbește despre filozofie care se numește Acintya Bheda Abheda Tattva, adică filozofie care explică lucrurile, că sufletul este simultan identic cu Dumnezeu și simultan diferit de Dumnezeu și este o școală foarte, foarte echilibrată. Noi acceptăm că cei care vor să-L realizeze pe Dumnezeu din punct de vedere impersonal, go ahead, Vedele vă inspiră să faceți acest lucru. Dar cei care vor să-L realizeze pe Dumnezeu din punct de vedere personal, El realizează pe Dumnezeu din punct de vedere personal. Și Bhagavad Gita este o scriptură personală. Bhagavad Gita, în Krishna, în Bhagavad Gita 80% vorbește mai mai vamsha jiva loke jiva bhuta sanatana. Sufletele condiționate sunt părțile mele integrante. Eu le-am dat lor liberul arbitru. Eu le-am dat lor calități spirituale. Eu le-am dat lor conștiința lor individuală. Deși, din punct de vedere calitativ, da, nu este o diferență dintre noi. Și încă un lucru vreau să spun. Acest război dintre școlile Dvaita și Advaita, el are loc din timpuri imemoriale. El are loc de la începutul creației. Pentru că întotdeauna vor fi două tipuri de suflete. Vor fi sufletele rebelioase față de Dumnezeu, care nu vor să se supună lui Dumnezeu, ci vor să devină Dumnezeu. Și vor fi suflete care nu sunt rebelioase, sunt suflete, spunem așa, suflete cu minți, care acceptă. Poziția mea constituțională este de a fi un servitor al Dumnezeu și se împacă cu acest concept. Și înțelege că fericirea lui va fi
extrase dintr-o relație personală cu Dumnezeu, nu din ignorarea lui Dumnezeu sau din încercarea de a deveni Dumnezeu. Și de-aia, de la începutul Universului au existat două tipuri de suflete. Din păcate, pentru că în Kali Yuga, în timpul în care trăim acum, sunt majoritatea sufletelor sunt rebelioase, de aceea cea mai populară explicație a școlii vedice, bineînțeles că este Advaita. Deci, toți marii instructori de yoga din București și din România, dacă vorbesc despre Atma și despre Dumnezeu, ei vorbesc de nu există nicio diferență dintre Atma și Dumnezeu. Da? Și încă o dată spun, nu o să spun nume, dar din păcate mulți scriu cărți. Tu ești Dumnezeu, problema ta că ai uitat. Prin sadhana ți amintești că tu ești Dumnezeu. Ok, nicio problemă. Dar haide să fim sinceri, vedele descriu și alte adevăruri mai profunde. Vedele descriu că svarupa nu înseamnă doar a-ți trezi conștiința ta spirituală. Svarupa înseamnă a realiza acele ekadasha bhava, acele elemente, atribute ale sufletului în relația cu divinitate. Și de aceea, dacă vrei să primești o educație primară, te duci la școală, nicio problemă. Dacă vrei să primești o educație profundă academică, studiezi lucrurile, te duci la facultate și le studiezi acolo. Dacă vrei să studiezi matematică, o studiezi la școală. Dacă vrei să studiezi trigonometrie, algebră, astronomie și așa mai departe, te duci la facultate, în mod similar. Vrei să realizezi adevărul absolut din punct de vedere impersonal, Upanishadele îți furnizează o informație elementară despre ce este tadadrashta svarupa avastana. Ce înseamnă a-ți realiza svarupa? Înseamnă a realiza diferența dintre spirit și corp. Dar dacă vrei să realizezi aceste adevăruri din punct de vedere profund, din punct de vedere a unei educații care este oferită de o universitate spirituală, atunci aceste universități îți explică svarupa, înseamnă ekadasha bhava, svarupa înseamnă rasa, niște genuri de relații specifice cu Dumnezeu. Și aceste școli, de asemenea, vă explică, stați puțin, fraților, nu vă speriați, nu vorbim despre religie, nu vorbim despre un Dumnezeu care o să domine asupra voastră, nu vorbim despre religiile care au distorsionat acest concept, vorbim despre religiile pure, despre școlile spirituale, care n-au transformat această filozofie într-o ocazie de a manipula masele și de a le lăsa în ignoranță. Școlile vedantice personale sunt foarte, foarte mărinimoase pentru că din amploare oferă foarte multe explicații filozofice a ceea ce înseamnă relația dintre suflet și Dumnezeu. Adică ele vorbesc despre o religie pură, religia pură a sufletului. Mulțumesc! Și eu mulțumesc mult. Îmi cer iertare că a fost un răspuns mai lung, dar e un subiect important. Da. Mai are cineva vreo întrebare? Cosmin Balu, avem vreo întrebare pe chat? Pentru că data trecută am avut niște întrebări pe chat. Nu avem. M-am uitat și deocamdată pare că nu avem. Ok. Mai avem vreo întrebare? Ultima întrebare? Ok, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, tocmai a venit o întrebare pe Facebook, dacă se poate. Ah, da, spune. Poți să o citești tu, că nu văd. Sigur, imediat. What is your opinion on the spiritual Romanian schools? They use the Vedic teaching to attract followers. Deci care este părerea dumneavoastră despre școlile spirituale române? Care este părerea mea despre școlile spirituale române? Atâta timp cât adepții unei școli nu aparțin unei succesiuni disciplice, atâta timp cât adepții unei școli spirituale nu sunt inițiați de un maestru spiritual și nu au măcar câțiva ani de practică de discipol, adică de supunere față de un guru, atâta timp cât adepții unei școli spirituale nu și-au primit mantra sa prin inițiere, atâta timp cât adepții școlii spirituale respective nu urmează principiile de yama și de yama, atâta timp cât adepții școlii respective resping autoritatea scripturilor vedice și atâta timp cât adepții
unei școli spirituale resping înțelegerea că adevărul absolut poate fi realizat din punct de vedere personal și din punct de vedere impersonal și există o diferență dintre suflet și Dumnezeu, atâta timp nu iau aceste școli în serios. Deci nu acceptă aceste școli în serios. Dar în măsura în care aceste școli bifăm toate elementele pe care le-am menționat acum, deci atâta timp iau școala respectivă în serios și avem ce să discutăm. Nu înseamnă că cumva, cum se spun, am o atitudine arogantă față de anumite cercuri spirituale din România sau am o atitudine cumva cu un complex de superioritate față de ei, nici într-un caz, pentru că chiar și studiourile de yoga, chiar și mulți profesori de yoga care predau yoga în modul în care îl predau, chiar și fără o înțelegere profundă a Bhagavad Gita sau a Yoga Sutrei, dar ei oricum generează un interes față de scripturile vedice, față de această înțelepciune sacră care este transmisă prin scripturile vedice. De aceea eu aș spune că everybody have a place under the sun, fiecare are un loc sub soare, fiecare are rolul său sub soare, bineînțeles. Dar dacă punem problema de unde aș vrea eu să extrag o cunoaștere autentică, o cunoaștere spirituală, știți cum sunt... O să vă dau două exemple. Iată, în anii 90, când eu eram un adult, atunci era foarte, foarte popular, era karate, kung fu, ushu și toate artele marțiale. Și atunci existau două categorii de tineri. Deci unii se uitau filme cu Bruce Lee, cu Jackie Chan și așa mai departe, pentru băieții care au acum 20 de ani, poate nici n-ați auzit despre ei, dar în fine, eu sunt mai bătrân puțin. Și ei se uitau la filme acasă, ei își făceau acele kimono-uri japoneze și le coșeau singuri și se antrenau acasă și uneori chiar filmau video și arătau foarte caragios. Deci cumva stilurile alea de karate care erau învățate după videofilmuri acasă erau, vă dați seama deci cum arătau. Și erau școli de karate autentice, deci la care te duceai la ore, făceai, practicai sub ghidarea unui profesor de karate sau de kung fu sau de ushu și așa mai departe. Și era un nivel profesionist. Deci erau lucrurile se făceau profesionist, se făceau foarte profund. Sau tot în anii 90 erau foarte populare filmele indiene. Da? Iată, am auzit de la mai mulți membri ai Centrului de Studii Vedice că mamele lor se duceau la cinematografie să se uite filme indiene și probabil acolo au primit primele samskaruri despre ce este yoga, ce este kirtan, ce este bhajan și așa mai departe. Și copiii lor au măstenit aceste lucruri. Și tot așa, erau fetițe care se duceau la filmele indiene și învățau dansul indiene, Bharatnatyam, le învățau după filmuri. Și erau școli. Deci erau școli de dans indian, nu erau multe, dar erau câteva unde se învăța la un nivel profesionist. Și iată, în mod similar. Deci sunt școli de yoga care nu sunt profesioniste din punct de vedere spiritual al abordării. Deci sunt școli de yoga amatoare. Care, ok, haideți să facem niște exerciții, să facem puțin goat yoga, să facem puțin bir yoga, să facem puțin pizza yoga, să ne distrăm și să ne simțim bine. Un nivel amator, ok, poate vă face un bine, go ahead, nicio problemă. Dar dacă vrem să... Deci de acest gen de școli de yoga, eu probabil nu aș vrea să primesc învățături, să primesc o ghidare în avansul meu spiritual. Dacă eu vreau să primesc o ghidare serioasă în avansul meu spiritual, eu mă duc la maestri spirituale autentici care aparțin unei școli autentice, care au primit inițiere de la un maestru spiritual autentic, care acceptă autoritatea scripturilor vedice autentice, care înțeleg holistic și profund aspectele filozofiei vedice, care vorbesc adevărul absolut, da, este interpretat și din punct de vedere impersonal, dar și din punct de vedere personal. De ce? Pentru că acum un comentator nesimțit la Yoga Sutra scrie că toate alea, religiile alea de Bhakti Yoga, întotdeauna interpolează că
Samadhi, Siddhi, Ishvara, Pranidhana înseamnă să te predai lui Dumnezeu, dar de fapt Ishvara ești tu, Ishvara este sufletul și trebuie să te predai ție. Eu n-aș vrea să mă predau mie, pentru că am fost predat mie timp de 44 de ani și nu văd niciun efect pozitiv. Dar când te predai lui Dumnezeu este altă, un alt lucru. De aceea ei zic, religioși ei cumva interpretează Yoga Sutra, dar haideți să fim serioși. Haideți să studiem cumva Yoga Sutra și din punct de vedere personal, dar și impersonal, dar și din punct de vedere personal. Și omul o să-și aleagă. Omul o să-și aleagă. Deci fiecare o să-și aleagă deja conform samskarurilor sale, conform meritelor sale din viețile anterioare, omul o să-și aleagă abordarea acestor sutre și abordarea acestor învățături. Deci asta este părerea mea despre școlile spirituale în India. Și încă un lucru care aș vrea să spun, cuvântul spiritual este, în cerutare pentru expresie, dar este violat. Nu este doar distorsionat, dar este violat. Este atât de stricat în timpurile moderne, pentru că a fi spiritual înseamnă a fi un narcisist spiritual. A fi spiritual înseamnă a gândi că natura nu are niciun creator și eu admir natura și așa mai departe. A fi spiritual înseamnă foarte multe lucruri, foarte multe timpenii în zilele de astăzi. Pentru mine a fi spiritual înseamnă a avea o relație cu spiritul original, adică cu divinitatea. Asta pentru mine înseamnă a fi spiritual. De aceea chiar și din acest punct de vedere, dacă mă întrebați pe cine îl consideră o școală spirituală, pe cine nu consideră o școală spirituală, aș spune, atâta timp cât școala respectivă își pune problema realizării sufletului și realizării supra-sufletului, adică a lui Dumnezeu care este creatorul acestui sau sursa acestor suflete, eu consider această școală spirituală. Dar din moment în care sufletul și Dumnezeu este exclusă din ecuație, nu percep școala aceasta ca a fi spirituală, chiar dacă ea vorbește despre filozofie, vorbește despre yoga, despre meditație sau despre alte lucruri. Mulțumim foarte mult pentru răspuns. Acesta a fost timpul nostru și vă mulțumim tuturor pentru participarea extraordinară de care ați dat dovadă și vă așteptăm în fiecare miercuri de la ora 18 pentru continuarea seminarului de Yoga Sutra și duminică de la ora 16. Radha Govinda? Încă o întrebare care este adresată publicului nostru. Este ok să lăsăm ora 6 sau revenim la ora 7? Mie personal mi-ar fi mai bine ora 7 dacă tot este vorba de întrebare, pentru că lucrez până la 6 și mi-este foarte greu să ajung așa da, de repede. Exact. Acesta este motivul pentru că am înțeles că mulți dintre voi au început să lucreze. Nu de acasă, dar deja ați început să mergeți la birouri. Și de ce? Asta este întrebarea. Deci revenim iarăși cu ora 7? Am mai avut un răspuns, ora 7, în chat. Ora 7. Și eu aș prefera, Radha Govinda, tot ora 7, că am call-uri care de multe ori... E bine de la ora 7. Bine. Atunci revenim la ora 7 și să sperăm că în curând vom avea și posibilitatea să... Și prea s-a dat de la cât? Și 8:30, Sorine. Și că o să avem ocazia din nou să revenim la programele publice în sală, dar să mai așteptăm. Cred că vreo lună încă o să mai ținem programe prin mulțumim pentru învățătură. Zoom. Și eu vă mulțumesc mult pentru participare, pentru interes, pentru atenție. Sunteți un public foarte minunat și continuăm miercurea viitoare. Sâmbătă, duminică, de asemenea, o să avem satsanga. Deci vă aștept și duminică și miercuri.
Thank you.